bun găsit, stimați spectatori. De la această oră stăm de vorbă cu prefectul de Gorj. Domnul Marcel Iacobescu este alături de mine, de dumneavoastră în această seară. Vă mulțumesc că sunteți prezent în studioul nostru. Cu mare drag oricând. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Și să le dezvălui așa că înainte de a intra în emisie, stimați telespectatori, că știți că eu sunt așa o persoană sinceră, normal că fiind cadru militar multă vreme, am întrebat cum e cu războiul ăsta și dacă trebuie să ne fie mai teamă decât ne este. Așa că încep cu acest subiect ca să trecem repede prin el și să ne vedem de ale noastre, de ale Gorjului, dar aproape de 19 zile ne uităm, privim, plângem, ajutăm cu ce se poate și ne punem întrebarea. Noi o să scăpăm de tot calvarul ăsta sau țările se vor implica și mai mult și de ce ne e teamă, nu vom scăpa? Bun. Calvarul nu este la noi. Calvarul este în Ucraina. Acolo sunt oameni care suferă, oameni care fug din calea războiului. Este un conflict armat care se desfășoară între armata rusă și armata ucrainiană. Este un conflict care durează de ceva timp. Chiar dacă, să zicem, mulți dădeau pronosticul că armata roșie, cum se numea pe vremuri, va defila până la, cel puțin până la Kiev și va intra foarte repede în Ucraina, iată că nu se întâmplă așa. Pentru că fiecare, cred că asta a fost surpriza, nu? Mă gândesc că da. Până la urmă, fiecare popor își apără țara și vedeți că poporul ucrainean își apără cu o îndârjire care pe ruși îi mește, probabil. Și de aceea și ritmul lor de înaintare este foarte mic. Bineînțeles, înainte de a trece la un astfel de atac sau la o astfel de măsură, se fac niște calcule, se fac, se pun toate lucrurile pe masă. Ai o strategie, ai o tactică, până la urmă îți creezi concepția pentru ofensiva asta mare pe care vrei să o faci. Eu cred că rușii nu s-au pregătit pentru ceea ce e așteptat în Ucraina. A fost un exces de zel? Nu știu dacă exces de zel, dar cert este că au întâmpinat o rezistență la care nu se așteptau. Pe unele locuri au întâmpinat o armată mai bine pregătită și mai bine dotată decât a lor. Și nu este, până la urmă, dacă ne uităm așa la vârf, să zicem, Rusia, NATO, cifrele le-am văzut cu toții, sunt publice. Armata rusă a cheltuit în ultimii 5 ani de 10 ori mai puțin decât NATO pentru un armare. Și asta spune ceva. Și tehnica pe care o ai și nivelul tehnicii pe care îl ai. Bun, acum, pentru noi nu trebuie să existe motive de îngrijorare. Suntem într-o alianță. Am spus lucrurile astea de mai multe ori și vreau să oamenii să înțeleagă că trebuie să fie calmi, îndemn la calm, la liniște. Suntem într-o alianță, facem parte dintr-o alianță militară până la urmă. În cadrul alianței există un concept de apărare colectivă. Și fiecare îl apără pe fiecare când, sau toți îl apără pe un, merg cumva după regula mușchetarilor, dar unul pentru toți, toți pentru unul. Și din punctul ăsta de vedere nu ar trebui să avem, nici cea mai mică teamă. Pentru că am mai avut o expresie în urmă cu ceva timp, dacă un soldat NATO va fi zgâriat la o unghie, atunci va fi clar război cu NATO. Să sperăm că nu se întâmplă lucru care nu o să se întâmple, chiar dacă există provocări, chiar dacă totuși avem oameni care mai gândesc, care au capul pe umeri, nu sunt habotnici și nu se aruncă așa cu pieptul înainte într-un conflict armat. Pentru că vedeți ce aduce un conflict armat. Oameni care își părăsesc țara, oameni care își adună toată viața într-o bocceluță și pleacă în pribegie, în pelerinaj. Avem țări ca Siria, Afganistanul, vedem ce s-a întâmplat, pe unde a fost un război de asemenea proporție. Dar știți, mai există aceste teorii ale conspirației la care am asistat cu toții. Nu mai știi ce să alegi, ce e bun. Până la urmă și faptul că primul ministru al României este un cadru militar. Oamenii întreabă, a fost ceva premeditat, s-a știut, suntem doar spectatorii a unui...
eveniment care avea să vină cu știrea sau fără știrea noastră, cu voia sau fără voia noastră? Bun, acum dacă ne uităm, na, pentru cei interesați, dacă ne uităm puțin în urmă, cred că de prin 2020 erau declarații foarte pompoase la acea vreme ale ucrainienilor că ei sunt pregătiți pentru un război cu Rusia. Dacă ne-am luat după acele declarații, am putea spune că e ceva premeditat. Nu știu dacă a fost ceva premeditat, pentru că nu ei au intrat în război, nu ei au fost cei care au deschis acest conflict armat. Este clar dorința președintelui rus de a-și întinde nu numai sfera de influență, ci de a-și mări și țara, de a distrage atenția populației către zona respectivă. Cei care sunt mai vechi, mai de demult, să spunem așa, știu ce înseamnă și manipularea într-o anumită direcție cu ajutorul televiziunilor, a presei, pentru că și noi am trăit în comunism și eram îndoctrinați într-o anumită direcție. Cam așa se întâmplă lucrurile în Rusia. Da, ei își prezintă adevărul lor și vedem că pentru ei nu există război, pentru ei sunt niște aplicații militare, oamenii sunt trimiși într-o misiune oarecare, dar realitatea stă cu totul altfel. Și vedem bine ce se întâmplă. Da. Noi ne confruntăm și ne vom confrunta, într-adevăr, cu criza refugiaților, pentru că ei tranzitează bună parte dintre ei, pentru că cei mai mulți trec prin Polonia, dar bună parte dintre ei tranzitează și vor tranzita teritoriul nostru. Și au și rămas vreo câteva zeci de mii. Sunt și ucrainieni care au rămas în țară, probabil îi leagă ceva, au rude. Eu știu, rude sau prietenii de țara noastră, sau probabil se gândesc să fie mai aproape de țara lor, ca atunci când încetează conflictul în Ucraina să poată să se întoarcă liniștiți acasă, să fie mai aproape de casă. Deci dacă noi, domnul prefect, nu simțim acest conflict ca și război armat, îl simțim extraordinar de mult în buzunare economic, pentru că până la urmă asistăm la acest război economic al mapamondului. Sancțiunile impuse Rusiei se răsfrâng în toate direcțiile. Am văzut că sunt foarte, foarte, nu știu cum să definez cuvântul, destul de puternice. Adică au mers până acolo în cât a nu lăsa poate un copil pe o scenă, dincolo de închidere de conturi, de afaceri și așa mai departe. Deci este o criză economică și aș spune, Îl simțim și umanitar. Se accentuează pentru că Rusia este principalul furnizor de gaze și vedem ce se întâmplă. Este un furnizor destul de important de petrol, de alte resurse minerale. Ucraina, la rândul ei, era grânarul europei, să-i spunem așa. Și lucrurile astea, din păcate, se simt. Bun, acum apare și partea cealaltă, care și văd că picăm tot mai tare în păcatul ăsta. Aduceți-vă aminte, la începutul pandemiei, toată lumea era alarmată și efectiv a golit rafturile din magazine. Ceea ce se întâmplă și acum. Ceea ce se întâmplă și acum. Primim asigurări să nu facem asta. Nu e cazul și nu trebuie să facem asta. Că tu le-ai v-ați luat, apropo. Eu am o sticlă. Apropo, ultima dată când am fost în supermarket, n-am luat deloc, pentru că am întrebat soția dacă este ulei acasă și a zis, da, am ceva pe acolo, câteva sticlă, nu trebuie, nu... Dar, bun, uleiul a devenit așa, ca etalon. O să fie o monedă de schimb la troc, da. Dar nu e cazul, încă o dată să o spună. Se mai făceau glumele astea, vă ceți aminte, cu hârtie igienică în pandemie, da? Da, păi urmează. Da, bun. Să mai facem și spire de glumă. Nu este cazul și nu are rost să ne alarmăm, pentru că ați văzut, spre exemplu, acea știre transmisă de două posturi de televiziune cu scumpirea benzinei, da, în zona de nord-vest a țării. Ce efecte a produs în restul țării. Da, oamenii s-au alarmat imediat, s-au panicat, cozi peste tot. Au blocat orașele, efectiv, ca să spunem așa. Da. Vă spun sincer că în ziua aceea eram în București, pentru că am mers să vedem ce mai facem cu finanțarea pentru reabilitarea instituției și am rămas surprins de ceea ce vedeam pe rețelele de socializare. Bun, în București n-am văzut lucrul ăsta. Probabil sunt stații... Ei oricum sunt bară la bară, nu? Da.
Dar efectiv m-a uimit ceea ce vedeam. Am primit multe mesaje, am primit semnale. Am fost nevoit să iau legătura cu șeful Inspectoratului de Poliție, cu BIS-ul, să vedem ce se întâmplă, să trimită oameni, să fie totul sub control în stațiile PECO, să nu se întâmple minuni, să, eu știu, se împingă lumea, să ia la bătaie, că putem ajunge și la... Păi să, ați văzut să degenereze lucrurile astea. Un caz. Dar... Bun, am plecat de la un lucru care, privit așa în urmă, n-ar fi trebuit să ne alarmeze deloc. De ce? Un, nu știu cum să-i spun, o societate, un concern a plafonat prețul la benzină în țara lui și atunci, ca să-și recupereze cumva banii, i-a mărit în țările în care avea subsidiari. Ok, printre ele s-a aflat și România, dar asta nu înseamnă că toți au trebuit sau trebuie să-și cumpească benzina. Da, au profitat imediat de aceste tunulețe, să le spunem așa, stațiile particulare, care imediat după ei au mărit, dar la celelalte nu a fost o creștere, cum au zis, 10-11 lei motorina. A rămas tot acolo în jurul sumei de 8 lei. Da, ca rezervă, e o sumă noi, mare. România, avem cam asta. Tot ce ne trebuie, pentru că noi știm și putem să producem cam tot ce ne trebuie. Asta e întrebarea. Ca să nu se alarmeze oamenii, avem rezerva ok? Că am auzit că și iod, că ați văzut ce a fost și la farmacii. Lumea e distrusă. După o pandemie nu mai știi ce să crezi. Vezi, și un război e prea mult, nu mai putem să ducem. Atâta timp cât toată lumea ne asigură că există toate bunurile de larg consum, că avem carburant, că este gaz, că nu o să avem problemă să ieșim liniștiți din iarnă, nu cred că există motive de îngrijorare. Dar, da, știu, oamenii panichează fiecare știre de asta pe care o află. Sunt multe știri false care circulă. Am văzut la un moment dat știri despre creșteri de pensii, despre scumpiri, dar nu erau la noi în țară. Deci erau preluate din presă din Moldova, spre exemplu. Și dacă stăteai puțin să le verifici, să dai seama că stai, nu e vorba de noi, e vorba de Republica Moldova. Acolo s-au mărit, nu știu ce, s-au scumpit nu știu ce produse. Da, păi oamenii s-au și obișnuit să distribuie titluri mai mult decât știri. Da, deci ne asigurați că, să spun așa, cât de cât lucrurile sunt sub control. Vorbim și de buncărele de aici, am mai vorbit un pic la radio. Da. Am înțeles că există, nu știu, să sperăm că nu le vom folosi. Acele adăposturi sunt, într-adevăr, acum nu... Eu l-am zis buncăre, zic, nu, da? Va fi, e un termen folosit așa în popor, buncăre. Buncăre e tot altceva, dar... Sunt niște boxe, de fapt. Acele că... sunt niște, cum să spunem, boxe... Subsolul. La subsolul, da. Blocuri, unor blocuri, că nu toate nu au toate prevăzut au, așa, da. Ceva. Sunt prevăzute niște adăposturi pentru... oameni care au niște condiții specifice, au niște filtre de ventilație, mă rog, un sistem de ventilație cu niște filtre, au o altă ieșire de urgență în caz de, pentru că na, blocul acela poate fi lovit, să dărâmă și ai o altă ieșire de urgență în altă parte, pentru că s-ar putea să mai poți ieși pe ușa pe care ai intrat. De aceea spun că nu toate blocurile sunt prevăzute cu astfel de adăposturi. Bun, ele nu pot să aibă capacitatea de a găzdui întreaga populație orașului și este normal, că atunci ar trebui să mai ai un oraș de desubt. Să avem unul de suprafață și unul de subteran. Iarăși acolo intră elita, știți cum zic eu? Suntem mai sărași, ne ajungem. Bun, ele au fost în stadiu în care au fost, pentru că de-a lungul timpului nimeni nu s-a mai interesat de ele, exact. N-a fost nevoie de ele, iată că a venit un astfel de conflict la granița țării noastre, care n-a făcut altceva decât să ne facă să ne uităm în legislație, pentru că legislația prevedea că ele trebuie întreținute și vizitate periodic și așa mai departe. Ei, da, războiul ăsta ne-a întors la multe. Uite că acum o să mergem și acolo, că tot vorbeam de mix energetic, de faptul că avem cărbune și să-l exploatăm în continuare. Ne întoarcem la resurse și poate nu e un lucru chiar rău pentru România. Că avem de toate, nu? E un lucru rău, dar și aici... Da, ne gândim la resurse, spre exemplu, la complexul energetic Oltenia. Bun, știți că zilele trecute... pe 10, mi se pare, a fost dată o ordonanță pentru instituirea cadrului legal de acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare. Ok. Acum,
în perioada 2021-2025, cât ține acest plan de restructurare al complexului energetic Oltenia, acesta a beneficiat de granturi autorizate de în jur de 1 miliard de euro. Ceea ce este o sumă destul de consistentă. De mare, da. Bun, să nu uităm că totuși complexul energetic Oltenia are în fiecare an de achiziționat niște certificate verzi. Certificate care practic dublează costul kilowattului până la urmă. Că noi acasă nu discutăm în megawatți, discutăm de kilowatți, că suntem undeva cu o unitate citire, de măsură mai mică. În același timp, dacă, de exemplu, anul acesta au termen până pe 34-a să-și achiziționeze certificatele. Au, cred că în jur de 140.000, ceva cam așa, achiziționate și le mai trebuie încă de vreo 4 ori pe atâta. Bun, neachiziționarea lor la timp, pe de o parte, obligă garda de mediu să îi amendeze cu 100 de euro pe certificat. Vă dați seama, 100 de euro este mult mai mult decât prețul certificatului. De aceea e mai comod, mai economic, mai, cum vreți să-i spunem, să achiziționeze certificatele. Numai pentru certificatele de anul trecut mai trebuie vreo 480 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Deci sunt sume colosale despre care se discută și cu efortul, până la urmă, complexul energetic este ținut pe linia de plutire. Dacă n-ar fi aceste certificate, complexul energetic Oltenia ar produce, bine mersi, probabil cel mai ieftin megawatt de curent. Bun, și în condițiile actuale nu se poate face ceva în sensul ăsta? Păi, ceva în sensul ăsta s-a făcut, pentru că aceste granturi de 1 miliard de euro se primesc. Deci mai mult de atât nu. Tocmai pentru a aplica un plan de restructurare. Nu-l aplicăm, nu avem bani sau pierdem banii. Minele au cărbune sau nu au? Că iarăși pe rețelele de socializare nu mai știm. De la președintele directoratului sunt fronturi de lucru, eu știu, lucrează la decopertări de terenuri și cărbune este. Deci Gorjul stă pe steril de cărbune. 10-20 de ani bănuiesc. Deci 10-20 de ani. Hai să luăm. Mai avem rezerve de cărbune, dar acum vedeți, nu poți să produci constant aceeași cantitate de cărbune, pentru că rezervele se împuținează și constant le vei tot reduce. Da, și trecem printr-o perioadă grea, că avem și hidrocentrale. Apropo, ce facem cu cele de pe Jiu? Deocamdată sunt blocate de către asociațiile de mediu. Păi și nu le deblocăm cumva, că acum avem nevoie de ele. Știți bine că acestea au acționat în instanță și au câștigat pe calea instanței mai sunt și alte instanțe. Nefuncționarea lor. Știți că mai e și CEDO, mai sunt pentru mai multe. Pentru că n-aș vrea să fiu deplasat, dar deranjăm gândacul, nu știu care, broasca. Păi toți ne gândim la același dar, lucru. Dar până la urmă este vorba de rezervele și de conviețuirea în această zonă care este legată de ceea ce s-a pus în practică la un moment dat pentru a servi populația. Nu numai, dar populația. Ar trebui toate integrate într-o strategie națională energetică și folosite în așa fel încât să avem independență, să nu mai depindem cu absolut de nimic. Pentru că vedeți ce se întâmplă. Depindem cu gazele de ruși, se închide robinetul, nu știm ce să facem. Depinde cu petrolul de altcineva, în condițiile în care... Țara are. Chiar avem. Da. Chiar avem și avem resurse naturale de toate felurile. Vreau să vorbim puțin despre recensământul populației, pentru că am auzit astăzi de dimineață pe canalele media faptul că a debutat cu stângul în sensul că s-a blocat platforma, oamenii au încercat să se recenzeze singuri, că este această posibilitate care mai au un drum din picioare și nouă și celor care vin către noi, dar așa e și la ANAF. Știu că în momentul în care vrei sau vor contabilii să dea situația, noaptea e ceva de groază. Nu, că nu mai merg. Și pe alte platforme, dacă încercăm să ne înscriem, eu știu, cu proiecte sau mulți. Ați văzut că atunci când mulți încearcă să acceseze sistemul, sistemul clachează, se blochează, e clar. Prefect, luăm o pauză de publicitate, că așa mă anunță colegii. N-am început și eu bine o întrebare, că îmi spun publicitate. Așadar, revenim imediat.
Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai probleme cu vederea? Oviral Optic păstrează sănătatea ochilor tăi și va aduce bucuria reducerilor de preț de până la 60% la produsele din stoc și pachete promoționale în limita stocului disponibil. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la numărul de telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Producătorul de mase plastice din România, Krilel Mar, este mereu alături de tine, oferindu-ți o gamă diversificată de scaune și mese, diferite nuanțe și modele, pentru amenajarea locurilor de relaxare în grădină, terase și pentru orice tip de eveniment. Pentru relații și comenzi, vă așteptăm la sediul societății din Târgu Jiu, strada Ciocârlău, numărul 36, sau la telefon 0722 405 163. Krilel Mar, experiență de peste 25 de ani. Dolce Vita Ballroom, cea mai nouă și elegantă locație de evenimente din Târgu Jiu. Ne îngrijim de orice detaliu, vă oferim un plus de eleganță și stil, ospitalitatea și profesionalismul personalului, meniurile variate și preparatele proaspete vă vor convinge că ați făcut cea mai bună alegere. Pentru ca evenimentul tău să fie pur și simplu perfect, alege Dolce Vita Ballroom, strada Vaduri, numărul 24, pe centura Jiului, vis-a-vis de sediul Mentor Beton. Dolce Vita Ballroom. Rezervări evenimente la 0764-071-771. Cauți un cămin de bătrân unde atmosfera este caldă și liniștită ca în familie. Căminul de bătrân Sfântul Ștefan din stațiunea Săcelul este alegerea ideală. Dispunem de toate utilitățile, spațiu de recreere, balcon, curte interioară, bucătărie proprie cu 3 mese pe zi și alte gustări. Personal medical bine pregătit, vizite săptămânale efectuate de medicul de familie. Ne găsiți în stațiunea Săcelu, strada principală și la numerele de telefon 0768-494-754 și 0786-169-700. Căminul de bătrân Sfântul Ștefan, locația potrivită pentru o viață liniștită. Societatea Comercială Agrofil Iris SRL arendează, cumpără terenuri agricole, prestează servicii agricole și achiziționează cereale pe raza comunelor Bălești, Telești și Câlnic. Arenda se dă în funcție de calitatea terenului.
Relații la telefon 0759 551 171 sau 0723 006 675 și la adresa de Gmail agrofiliris@gmail.com. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cub pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Revenim alături de prefectul de Gorj, domnul Marcel Iacobescu, și vorbeam despre recensământ și vreau să dăm toate detaliile pentru că am auzit că sunt și amenzi colosale atunci când poate ne sustragem, că vrem sau nu vrem, de la a da toate datele și a fi în baza acestui program. Bun, haideți să luăm, ca spomenit de amenzi. Există și recompense. Cei care se autorecenzează beneficiază de o zi liberă. Prin lege. Într-adevăr, cine refuză să participe la recensământ riscă sancțiuni destul de dure, pentru că amenziile pleacă de la 5.000 de lei. Sau, să traducem așa, pentru 50 de milioane. De lei, da? Vechi, da. Destul de mult, adică e greu să-i strângi. Amenziile sunt destul de mari și tocmai pentru, eu știu, a fi ca o măsură coercitivă să conștientizeze oamenii că trebuie să ne autorecenzăm. Bun, ce autorecenzare? Haideți să ajungem și noi în secolul în care suntem. Dar fiecare avem acasă un telefon, o tabletă, un calculator, un laptop, toată ziua suntem pe rețele socializare, dar nu ne putem introduce datele pe platformă? Ce ne cere, așa, ca să știm și ce trebuie să... Bun, acum, ca și pentru autorecenzare, e o, cum să-i spunem, un lucru care se întâmplă în doi pași. În primul pas, se accesează platforma de autorecenzare. Ulterior, se completează un formular da, de preînregistrare. Pentru acel formular poți să-l completezi pentru tine, cel care completezi, cât și pentru membrii familiei. În pasul 2, după ce ai completat acest formular de preînregistrare, primești pe adresa de mail pe care ai comunicat-o un link pe care îl accesezi și acel link te duce la chestionarul de recenzare. Completezi căsuțele care sunt în acel chestionar, iar la sfârșit dai finalizare și asta este tot. Ce fac cei care sunt plecați? Că știm cu toții că poate 20% dintre cei care locuiesc sau au cartea de identitate în Gorj sunt. Fiind o recenzare online, o poți accesa de oriunde. Poate de aia s-a mers până acolo, la da posibilitatea. Dar, bun, nu neapărat pentru a da o posibilitate, este modalitatea de recensământ peste tot în Uniune. Lume. Da, cel puțin Uniunea Europeană așa face recenzarea. Este un portal dezvoltat de Institutul Național de Statistică și Banca Mondială, dar se desfășoară începând de astăzi,
Până pe 15 mai avem timp suficient ca să ne autorecenzăm. Mai vine cineva la ușă? Ne mai bate la ușă sau în poartă? În situația în care nu se vor recenza, va bate și la poartă. Sunt oarecum două etape, să le spunem așa. În prima etapă te poți autorecenza sau te autorecenzezi asistat, adică mergi la primărie și acolo este un recenzor care te ajută să te autorecenzezi, iar ulterior, când s-a încheiat această etapă de autorecenzare, acești recenzori vor pleca cu tabletele din poartă în poartă, acolo unde oamenii nu s-au recenzat. Da, este un... E o altfel de modalitate de, eu știu, de recenzare. Este verificată deja în țările Uniunii Europene. Spre exemplu, în Portugalia, partea de autorecenzare, deci ceea ce și-a introdus fiecare, a depășit 35%. Noi putem depăși, eu știu, mult mai mult ca și procent, pentru că dacă ne luăm după statistică, o să vedem că peste 90% din gospodăriile țării sunt conectate la internet. Da, tot cam pe acolo este și procentul celor care au rețele de socializare, device-uri și așa mai departe. Deci nu este ceva foarte greu, dar este ceva obligatoriu pentru că atrage sancțiuni. Dar pe de altă parte, cum spuneți și dumneavoastră, ca să concluzionez, vine și cu recompensa aceea de a avea o zi liberă de la serviciu în cazul în care o faceți, iată, da, dumneavoastră. Ce putem să mai spunem, la nivelul județului Gorj sunt 132 de recenzori. Au fost caroiate, împărțite localitățile și zonele în așa fel încât să fie foarte bine echilibrate de către Oficiul de Statistică. În Târgu Jiu sunt 14 recenzori. Ei nu se ocupă cum se ocupau până acum, numai de, eu știu, un anumit cartier sau numai de, ce să dau exemplu, populația de etnie romă. Nu, pentru că orașul este împărțit în 14 pătrățele, să le spunem, iar acel recenzor are toată populația din acea zonă pe care trebuie odată să o vadă că se autorecenzează, ulterior, sau să ajute să se autorecenzeze, ulterior să plece în teren și să recenzeze diferența de populație care nu s-a autorecenzat. În speranța că am lăurit-o și pe asta, pentru că era important și de astăzi cumva a debutat acest program care este, încă o dată spun, obligatoriu, nu ne stă în putință să alegem dacă facem lucrul ăsta sau nu, pentru că vin sancțiunile. Și voi trece la următoarea întrebare, având în vedere că lunar vă întâlniți și aveți un colegiu prefectural, acolo unde dezbateți tot ceea ce se întâmplă în județ, fie că bune, rele, mai puțin bune sau mai puțin rele. Vreau să ne spuneți acum, la sfârșitul acestei luni, ce puneți în dezbatere, ce e așa important pentru județ. Într-adevăr, în fiecare lună, în instituția prefectului, are loc acest colegiu prefectural, la care participă toți șefii de instituții, nu numai instituțiile de concentrate, chiar și celelalte instituții din județ. Pentru fiecare ședință de colegiu prefectural, pentru fiecare întâlnire, este stabilită o tematică și anumite teme, iar șefii instituțiilor prezintă colegiului, eu știu, un fel de raport de activitate sau anumite aspecte pe care le-au de prezentat. Luna aceasta este axat oarecum pe zona de mediu. Va fi un raport de activitate al Agenției de Protecție a Mediului, totodată o sinteză a activităților de control desfășurate de Garda de Mediu anul trecut, în 2021, pentru că știți foarte bine, am avut foarte multe sesizări, probleme legate atât de groapa de gunoi, cât și de zona Bălești, Dănești. Totodată cei de la Direcția Silvică
vor prezenta acțiunile de popularizare și educare a rolului și importanței pădurii și știm bine că în perioada aceasta 15 martie, 15 aprilie este luna pădurii. Plantării arborilor, luna împăduririlor. Chiar mâine au o acțiune de acest gen undeva pe, în zona Șușița. Totodată Garda Forestieră va prezenta o temă privind reconstrucția ecologică a haldelor de steril din bazinul minier al Olteniei, combaterea poluării prin împădurirea haldelor de steril rezultate în urma exploatărilor miniere. Aici cred că e mult de muncă, așa-i? Este și ei ne vor prezenta soluții sau cum văd lucrurile, cum cred că se... Nu știu, care ar fi soluțiile și cum vor realiza, se vor putea realiza aceste lucruri. Mă gândeam acum, dacă vedea... faceți un apel, poate venim cu toții să... Nu ești om până nu sădești un pom, da, nu? Avem o lună întreagă în care putem să plantăm măcar un pom. Da, cred că am putea dacă se face știți ceva așa organizat. Știți bine că și anul trecut aceste acțiuni s-au desfășurat undeva în zona la Narcisa acolo. S-a împădurit, da, o zonă. Că mai participă copii pentru că au la clasă tot felul de teme. Am căutat să capacităm din diferite zone în așa fel încât să simtă că participă la o astfel de acțiune. Mâine încălțați cizmele? Mergeți și dumneavoastră? Da. O să fac din nou acest lucru, că și anul trecut l-am făcut și nu, până la urmă nu e o rușine. Și acasă plantăm un pom până la urmă. Păi nu, din contră, e o mândrie, de-aia v-am și întrebat. Știți că noi suntem așa mai... Și mai avem o temă a sistemului de gospodărire a apelor privind implicarea autorităților locale în salubrizarea curselor de apă de pe raza localităților și recomandări, măsuri în conformitate cu prevederile legale pentru neregulile care sunt constatate. De regulă, toate astea se și rezolvă când vin acolo, le dezbateți, le puneți în discuție, dar toate sunt stringente, văd, observ. Da, adică sunt teme pe care le abordăm, teme pe care, de care chiar ne lovim în activitatea pe care o avem și căutăm să găsim soluții, pentru că până la urmă trebuie să te preocupi de, cum să-i spun, bunăstarea oamenilor, de faptul că omul trebuie să trăiască în condiții mai bune. Nu vreau să duc chiar în discuție ceea ce se întâmplă, știți bine, cu groapa de gunoi, cu mirosul groaznic care este acolo. Și cu prețul mare, dublu, care e acum și lumea e nemulțumită că e același serviciu, nu vine cu nimic în plus, dar vine cu mai mulți bani. Bun, acolo sunt câteva discuții și de ce s-a ajuns la acest lucru, pentru că... localitățile nu au comunicat în mod corect numărul de persoane de la care se ridică gunoiul. Adică la finanțe se declară un număr, să zicem, de 500, când e de ridicat gunoiul, declară că sunt 300. Neexistând această concordanță, atunci am înțeles că la acea ședință au ajuns la concluzia că vor declara cât vor, dar va crește prețul. De aici a pornit tot. Da, cam astea au fost bazele discuției și din cauza asta s-a ajuns acolo unde s-a ajuns. Domnul prefect, n-am avut o iarnă grea, ca să ne raportăm la cât de greu ne-a fost sau de ușor pe drumurile naționale, comunale și așa mai departe. Au mai fost zvâgniri ale iernii, să le spunem așa. Știți bine că au mai fost nevoie de intervenții, dar lucrurile au fost sub control. Și știți, acum vreo două zile tot circula o vorbă. Ce iarnă frumoasă avem primăvara, da, asta. Da, da, întotdeauna de vreo trei ani, 8 martie, punem mărțișorul așa în zăpadă. Da, iarna încă nu s-a terminat. Sperăm să nu ne rezerve ceva mai urât de aici înainte. Da, cel mai rău e cu înghețul, pentru că dă floarea sau grânele încep să iasă și numai de asta n-au nevoie. Dar voiam să vă întreb dacă în acest an acordați iarăși o atenție deosebită drumurilor, pentru că sunt importante, sunt importante din multe puncte de vedere. Și noi, dacă ne-am săturat, noi cei din media, să tot vorbim de drumuri și ce se mai repară și câți kilometri, știm că acolo, la sate, la țară și nu numai, oamenii au nevoie de treaba asta. Adică vor, exact ce ați spus dumneavoastră, să trăiască... Sunt foarte mulți bani
care urmează să fie accesați cel puțin prin PNRR, ca să luăm un exemplu, da? Toate localitățile și-au făcut proiecte și așteaptă să vină banii. Sunt convins că se vor vedea. Atâta timp cât vor veni bani și vor fi bani în piață, este clar că și lucrările vor demara și se vor produce unele schimbări în localități. Adică vom vedea și unele drumuri care n-au fost asfaltate niciodată cu asfalt pe ele. Eu știu, se va introduce apă, canalizare, acolo unde s-a făcut gaze, proiectul. Acolo unde există proiecte și unde primarii și-au făcut treaba. Vedem că și acum, chiar dacă vremea este potrivnică, se lucrează la varianta ocolitoare a municipiului. Chiar am văzut la Lainici că dumneavoastră mergeți la Lainici, mereu, da, în această perioadă la Lainici nu se lucrează pentru că trebuie să îndrepte vremea să poată turna asfaltul în acea parcare mare și să poată turna din nou beton să termine Am văzut și podul. Un sens generator, adică da, ceva modern. S-a făcut altceva acolo, dar mai trebuie asfaltat. Într-adevăr, este destul de rău drumul acolo în zonă la acest moment, produce disconfort, dar vă garantez că după mijlocul anului nu o să ne mai aducem nici măcar aminte că pe acolo era urât. Vorbeați de albiile de râu și vreau să aduc în discuție și fosta groapă de gunoi, pentru că este un subiect care doare, pe care uneori poate uităm să-l mai luăm în discuție. Și chiar dacă jiu acum este mai micuț, că tot vorbim că de la an la parcă e tot mai mic, sunt niște probleme acolo. Dacă, Doamne ferește, ar mai veni, cum a mai fost o revărsare a lui după un potop. Este adevărat că în zona fostei gropi de gunoi, jiu a mușcat mereu din mal și a dus la vale tot felul de gunoaie, până la urmă, că asta e acolo. Acum, mă rog, lucrurile trebuie gestionate, trebuie făcute reparații, dar nu numai zona asta e, să-i spunem, vulnerabilă. Peste tot, dacă ne uităm pe cursurile râurilor, sunt aruncate tot felul de mizerii, cârpe, peturi. Da, aici trebuie să Și asta să ține de educația noastră. Da, e adevărat. Mă uitam pe defileul Jiului, sunt acele tomberoane. Și arunci lângă. Și gunoaiele erau grămadă lângă tomberon, tomberonul era gol. Nu, da, aici altcineva ține, trebuie să vină de cu bună, sancțiunea. De bun simț, de bună creștere. Aici trebuie făcută educația asta coercitiv, că altfel nu se poate. Și mai vorbeam o eu... O să facem ca la recensământ. O zi liberă pentru aia care aruncă la coșul de gunoi și amendă pentru cei care aruncă da, pe lângă. Da, sau dacă ar fi camera de supraveghere, nu știu. Bun, dar nu, trebuie să înțelegem că nu trebuie să facem numai de frică, de rușine sau pentru că mă urmărește cineva sau pentru că o cameră de la vedere undeva. Trebuie să facem pentru că simțim asta. Trebuie să facem pentru că așa e. Trebuie pentru că așa e normal, pentru că așa suntem oameni educați. Da. Din păcate, nu toți suntem la fel și știți că acum în luna aceasta a pădurii, pe lângă toate împăduririle, toate plantările de pom, știu că există școli care mobilizează și ONG-uri care mobilizează oameni, copii și strâng și gunoaie. Și de multe ori asistăm la niște cantități colosale, adică nici nu-ți vine să crezi că se întâmplă așa ceva. Mergi la un grătar, dar totuși lași acolo absolut tot. Acțiunile astea sunt lăudabile, pentru că dezvoltă la copii spiritul civic, dezvoltă grija față de natură, față de mediu. Sunt acțiuni pe care chiar le admir că se desfășoară, sunt lăudabile. Binevenită, bineînțeles. Da. Suntem pe final de emisiune. Dacă considerați că poate nu v-am întrebat eu ceva ce trebuia să știe telespectatorii noștri, aveți ocazia să le spuneți acum. Acum, nu știu, eu de regulă, știți cum e, vin la emisiunile dumneavoastră, nu neapărat ale dumneavoastră, în general așa și... Nu veniți cu tebe. Nu, dar nu, niciodată nu mă... Și nici noi nu ne facem, deci sunt dialoguri neconvenționale, încercăm mereu să vă întrebăm pe cei care sunteți aici alături de noi cam ce ar trebui să știe cei de acasă, exact cum a fost și cu recensământul, pentru că sunt convinsă că foarte multă lume nici n-a știut că de astăzi a început. Adică... Da,
probabil consideră că acum am dat noi de știre. Să ne mai lăudăm așa cu ghilimele puțin, să zicem, dar am zis, cât vă lăsăm. E luna curățeniei, am început sau începem de mâine curățenia și la instituția prefectului. De mâine o să golim acel subsol care n-a fost golit de zeci, sute de ani. O să scoatem de acolo grămezile de moloz. Că mai aveți și nu numai asta. Știu că mai sunt lucruri. Mai sunt lucruri care, da, vor fi sortate, vom vedea ce va mai putea fi folosit dintre ele, dar în mare parte sunt lucruri care au fost aruncate acolo, neavând o altă alternativă. Groapă de gunoi, sau cum să-i spun. Dar dați destinații de birouri acolo. Nu. O să le pregătim probabil ca și adăpost pentru personalul instituției în caz de, Doamne ferește, nu știu. Da, uite, nu mă gândisem. Pentru că nu... Da, e... Nu ați trebuit să dați un bun strateg? Nu poți să-l folosești acel altceva. Spațiu pentru altceva. Nu este suficient de înalt. Nu, mă rog, nu are lumină naturală, nu, dar nu putem să-l folosim pentru birouri sau să desfășurăm alte activități. Da, poate fi folosit, spre exemplu, ca arhivă, pentru că nu este igrasie, nu este umezeală, dar am zis că preferăm, în primul rând, să le liberăm, să scoatem de acolo, sunt mulți, mulți de moloz pe, în acele hrube, sau cum să le spun, pe care vrem să le scoatem afară și să facem, în primul rând, curățenie. Știu că v-ați dori foarte mult ca instituția prefecturii să arate foarte bine și să o renovați așa, da, din temelii. Da, și săptămâna trecută chiar am fost două zile la București, tocmai pentru a încerca să mișcăm mai repede lucrurile cu finanțarea și cu toate studiile care se fac pentru... a putea accede la acei bani pentru reabilitarea clădirii. Și le rezolvați așa din prima la primul drum? Vă întreb că noi câteodată facem mai multe drumuri ca să rezolvăm ceva. Nu, trebuie ceva. Într-adevăr trebuie să facem mai multe drumuri și mi-am dat seama că pentru a mișca lucrurile nu ți-ajunge o zi sau două să stai acolo. Trebuie să stai... În România o lună. Trebuie să stai o săptămână, două pe capul lor zilnic acolo să-i... să-i faci să înțeleagă că nu faci pentru tine acasă, o faci pentru comunitate, o faci... până la urmă dezinteresat, doar pur și simplu pentru a reda vieții sau a reda viața unei clădiri care a devenit un pic cam cenușie. Și o ultimă întrebare, spuneți-mi în relația cu primarii din județ, pentru că știu că vă întâlniți destul de des, ei vin cu diverse probleme. Se poate spune că e așa liniște cumva pe proiecte și ce au reușit dumnealor să câștige? Va fi un an, măcar din punctul ăsta de vedere, liniștit, dacă, iată, pe Mapamond am asistat la tot felul de lucruri care ne-au speriat. Bun, acum, ca să se miște lucruri, să fie proiecte, ar trebui să fie un an neliniștit. Pentru că dacă stăm liniștiți, nu facem nimic. Din câte știu, toate, dar absolut toate primăriile din județ și-au depus proiecte pentru accesarea de fonduri. Acum vom vedea care dintre aceste proiecte vor fi eligibile și ce se va putea realiza. Cu cât mai multe vor fi eligibile și vor primi finanțări, cu atât mai mult se va vedea în județ că s-au făcut lucruri. Da, și vor atrage probabil populația. Și primarii sunt convins că își doresc acest lucru pentru că vor să arate că nu au fost aleși degeaba în fruntea urbei. E adevărat. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de cei care, iată, ne-au ascultat și privit în această seară. Sper eu că am venit cu informații utile pentru absolut toți. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă spun mult succes și mâine să aveți o zi frumoasă, pentru că așa cum ne-ați povestit că urmează, chiar e frumos în natură și mai ales că știi că pui acolo un pom care peste 10, 20, 50 de ani ne dă viață. Nu? Că așa trăim, da. Cu oxigen. Și toate vă mulțumesc cele bune. Foarte mult. O seară bună tuturor. O seară bună. Vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți alături de noi. Numai bine. La revedere.